Maternitatea Giulești va asista internările începând de vineri, după ce 11 angajați au fost depistați ca purtători a infecției cu stafilococ auriu. Măsura a fost luată în urma unui control al inspectorilor de la Direcția de Sănătate Publică București. Începând cu data de 30 noiembrie 2018, se asistează toate internările în unitatea spitalicească. Pe măsură ce spațiile vor fi eliberate prin externarea pacienților, acestea vor fi închise și se vor aplica procedurile de curățenie și dezinfecție terminală, urmate de efectuarea probelor de autocontrol. Personalul medicosanitar sanitar depistat ca purtător de stafilococ auriu MRSA va fi scos din activitate până când va finaliza tratamentul specific și probele de recontrol ale exudatelor nazale vor fi negative, se arată în comunicatul DSP. Inspectorii sanitari au adăugat și că exudatul nazal va fi efectuat pentru întreg personalul unității sanitare, precum și pentru toți pacienții internați în acest spital. Controlele la această maternitate au apărut după ce DSP a fost sesizată de conducerea Spitalului Clinic de Urgență Grigore Alexandrescu din Capit că au fost internați 15 pacienți, copii proveniți de la maternitatea Giulești, în care 12 copii confirmați cu stafilococ auriu.